Mulțumim foarte mult, a fost Sorin Ovidiu Bălan. Mergem acum în direct la Parlament, doamnelor și domnilor, să vedeți o răsturnare de situație spectaculoasă. Nu ne mai afumați. Cum își bat joc protestatarii de politicienii boicotați? Asta se întâmplă în piața Constituției. Are loc o horă mică în loc de protestul mare al lui Șoșoacă. O lovitură pentru politicienii care au vrut să fure protestele. Piața este goală la protestul pentru care oamenii Dianei Șoșoacă au obținut autorizație pentru 3 zile. Un cap tractor și o mașină în loc de 200 de tractoare și 5.000 de oameni. Ce se întâmplă cu adevărații protestatari vom vedea imediat în emisiune, pentru că da, protestele continuă și prefectul a spus o vorbă înțeleaptă: oamenii sunt mai deștepți decât cei care au vrut să-i manipuleze. Avem declarațiile imediat. Mergem în direct la colegul meu, Laurențiu Rădulescu. El așteaptă de azi dimineață să vină coloanele de protestatari, așa cum se lăudau, nu, politicienii, Laurențiu. Iată că fermierii și transportatorii au fost mai deștepți și s-au disociat de politicienii care voiau să se cocoațe pe popularitatea lor. Ce se întâmplă în acest moment? Bun găsit, da, vorbim de aproximativ 10, maximum 13 persoane. Acum depinde de la oră la alta cine mai vine, cine mai pleacă de la acest meeting care se anunța să fie unul uriaș. Iată aici în fața Palatului Parlamentului, în centrul capitalei, se vorbea despre transportatori, despre fermieri care ar putea, iată, după aproximativ 2 săptămâni să fie lăsați să intre în mijlocul Bucureștiului, așa cum au revendicat inițial. A fost obținută acea autorizație pentru 5.000 de oameni, pentru 100 de tractoare, 100 cap tractor, cap de tiruri mai exact, doar că surpriza a venit undeva în jurul orei 8:39 dimineața, când singurul tractor urcat oarecum pe o platformă a fost adus în fața Parlamentului. Nu sunt mai mult, vă spuneam ceva mai devreme, nu sunt mai mult de 10-12 persoane care s-au înființat aici, inclusiv unul dintre organizatorii acestui protest, care ne spunea faptul că este o înfrângere a democrației. Așa ne transmitea, ținând în momentul în care a văzut acest, haide să-i spunem, fiasco, pentru că despre asta vorbim în momentul de față al acestui protest. Iar spațiul întreg, spațiul din spatele meu, pe care vi-l arată Cosmin în momentul de față, este îngrădit încă din cursul serii trecute. Jandarmi, pompieri, de asemenea cei de la poliția rutieră au creat adevărate coloane în această dimineață pentru toate autovehiculele care, cel puțin în teorie, urmau să ajungă în fața Palatului Parlamentului. Rezultatul se poate vedea cât se poate declara. Mulțumim foarte mult, Laurențiu!